Niște prahoveni suspectați că ar fi furat spalieri dintr-o vie s-au trezit cu oamenii legii la ușă. Polițiștii din Mizil au efectuat percheziții la domiciliile acestora în localitățile Vadu Săpat și Gura Vadului. Din cercetări a rezultat faptul că, de la începutul acestui an, persoanele bănuite ar fi sustras de pe raza localității Gura Vadului mai mulți spalieri din beton care erau amplasați pe terenuri unde se aflau culturi viticole. Acasă la suspecți s-au găsit peste 150 de spalieri. O persoană a fost condusă la sediul poliției pentru a fi audiată.